Doamnelor și domnilor, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți. Drept dovadă stau mesajele pe care ni le trimiteți pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la Raport. Așteptăm pe mai departe să ne dați telefon la 031-405-2800. Ne putem auzi prin intermediul telefonului. Domnul Metin Ahmet ne-a scris ceva mai devreme. I-am și răspuns, numai că dumnealui vine cu o completare. Ne spune așa: vreau să vă mulțumesc, m-ar interesa dacă toți pașii care trebuie urmați au o finalitate imediată. Și anume, unde trebuie să depun dosarul, cu cine trebuie să iau legătura, mai are domnul Ahmet nelămuriri. Iartă-mă, Mihai, pentru că ne mai scrie. Am de 3 ani terenul de 10 hectare în arendă de la mama mea și ovinele sunt pe numele mamei. Trebuie să am terenul pe numele meu sau merge și dacă l-am în arendă? Vă întreabă domnul Ahmet Metin. Cum am spus, în momentul în care el își va face persoana fizică autorizată, atunci se va face un transfer de exploatație de pe numele mamei pe numele lui. Adică oile vor fi trecute pe persoana fizică autorizată. Acele 10 hectare de teren, dacă nu sunt în proprietatea mamei lui și sunt în arendă de la alte persoane fizice, atunci se va schimba efectiv contractul de arendă cu persoana fizică autorizată. Aferentă. Și mai este important ceva, Mihai, scuză-mă, dacă le are înregistrate terenul la APIA și animalul la DSV. De ce? Pentru că preluarea de exploatație care să fie și punctată prin proiect, trebuie ca cel de la care preia să le fie avut înregistrate. De ce spunem punctate? Principalul criteriu de punctaj îmi spune dacă preie una, două sau trei sau mai multe exploatații. Dacă vrei, discutăm de un fel de comasare a exploatațiilor agricole. Dacă nu este înscris la API, atunci nu va primi acele puncte. Este eligibil, dar nu va primi acele puncte și atunci discutăm, intrăm în altă discuție ce punctaj ai și ce șanse ai. Și în ce lună depui. Cât vis-a-vis dacă este imediat, vis-a-vis dacă e să discutăm de fonduri europene, discutăm totuși începând din 2018, adică lăsând la o parte alte declarații, dacă ar fi să ne legăm de cum a fost din 2017 până în prezent, din 2015 până în prezent, discutăm totuși de lunile martie, aprilie, când au început primele depuneri de proiecte. Așadar, ar trebui ca, să înceapă cam tot ceea ce înseamnă pregătirea proiectului din primăvara anului viitor. Și atunci, în funcție de punctaj, pentru că discutam, AFIR-ul sau Ministerul a schimbat sistemul de depunere, nu mai sunt una, două sau trei sesiuni anuale, este depunere continuă, adică efectiv o singură măsură, dar se depune în funcție de nivelul pragului, prima lună 75, a doua lună 65 și tot așa până când, să spunem, se termină banii. De aceea punctajul e foarte important. Dacă el are un punctaj mai mic, să zicem, și ar fi în luna iulie, cum de exemplu ne spunea o doamnă, atunci probabil este un risc mai mare. Este un risc mai mare și automat probabil că proiectul lui o să fie luat la evaluare exact, dacă ar fi să spunem exact cum a fost anul acesta, în august sau septembrie. Așadar nu are o finalitate imediată, adică depun acum proiectul, mâine imediat l-am accesat, semnat și pot să-l implementez. Deci așa, dar cu siguranță mai sunt 3-4 luni bune până când ar putea să depună proiect. Domnilor, avem alături de noi o doamnă care urmărește emisiunea, este din Constanța. Bună seara! Alo, bună seara! Sărămâinile, doamnă, cum vă numiți? Florentina Savu mă numesc, din comuna Oltina, și am și o întrebare la dumneavoastră. Vă rog. La ce aș putea să mă încadrez cu 20 de hectare arabil, 100 de capre din montă artificială și 10 hectare de izlat. Ce vârstă aveți, doamnă?
40 de ani. Împliniți? Nu, împlinesc în decembrie, anul acesta. În decembrie. Dacă mi este permis așa, este ultimul tren al dumneavoastră, pentru că puteți depune până la anul când, cu o zi înainte de a împlini 41, iar la 100 de capete de capre, 20 de hectare de teren agricol și 10 de pășune, bănuiesc, da? Da, da. Așa? Cu siguranță... Numai din partea de capre ați avea un 9900 de ESO-uri. Dumneavoastră, o clipă să vă calculez, de fapt, și cu ce aveți... Deci depășiți cele 12.000 obligatorii. Isu, are 9.000. Stai să vedem. Cu teren, cu tot? Stai să vedem, să vedem. Isu, lasă. În cazul în care o să ne spună colegul acum mai exact numărul de ESO-uri pe care îl atingeți, dacă nu, se pot atinge aceste ESO-uri și printr-un joc la aceste 20 de hectare de teren. Ce aveți pe cele 20 de hectare arabil? Cam... ce predăm? Cereale, grâu, porumb, floarea soarelui, lucernă. He, de exemplu, vă putem spune că dintr-un joc al structurii de culturi se pot câștiga niște ESO-uri foarte importante. De exemplu, mai scădem de la grâu și mai punem la lucernă sau la porumb, deja din start sunt peste 100 de ESO-uri la hectar. Să faceți niște permutări, zice domnul Iescu. Da. Da, este de principiu aveți undeva în jur de 20.000 de ESO-uri, așadar sunteți peste cele 12.000. Da, în mod teoretic nu ar fi nicio problemă. Trebuie să vedem în orice caz, în funcție de data când se va depune proiectul și în funcție de punctajul dumneavoastră, dacă o să se ia în considerare ce ați avut anul 2017 la APIA sau 2018. Pentru că dacă va trece perioada de depunere a declarațiilor, atunci se va lua perioada 2018. Dacă va fi până în declarații, atunci o să ia pe 2017. Dumneavoastră ați avut terenul declarat la APIA? Da, sigur că da. Bun, perfect. L-ați avut pe persoană fizică? Pe persoană fizică, da. Da, bun. Bun. Și animalele sunt înregistrate la DSV? Da. În registrul de exploatație, da? Da. Bun. Ok, va trebui să vă organizați ca o formă juridică, că este PFA, că este SRL. Eu personal, dacă mă întrebați, la cum vă simt încă de la telefon, acum avem și noi experiența discuției cu telespectatorii, sunt convins că ulterior vreți să vă dezvoltați ferma și atunci n-ar fi rău să vă gândiți după acum să faceți un SRL ca ulterior, după ce închideți tânărul fermier și vă dezvoltați un pic, să faceți și proiecte pentru dezvoltarea fermei pe ferma mare, cum ar fi. Da? Deci, și la ce măsură m-aș încadra și la ce sumă? Unde? La ferma mare? Nu, la ce am 40.000 de euro. Discutăm de 40.000 de euro. A trebuit să depășiți 30.000 de ESO-uri ca să puteți să mergeți în 50.000. Dumneavoastră sunteți la 20.000 de ESO-uri, aveți 40.000 de euro pe care îi veți primi în două tranșe. Doamnă, dacă vreți cu adevărat să accedeți către 50.000 de euro, deci un plus de 10.000, se mai pot face niște artificii la structura de culturi, de exemplu să mai puneți un hectar de porumb zaharat, o jumătate de hectar de roșii și ușor săriți de 30.000 de ESO-uri și atunci puteți să mergeți pentru suma maximă de 50.000. Sunt artificii legale, nu vă învățăm lucruri în afara structurii, dar sunt lucruri de finețe, de specialitate. Am înțeles, da. Pe de asta am sunat ca să știu de ce mă pregătesc. Urmăriți în fiecare marți emisiunea asta, pentru că o să învățați multe de aici. Și prin puterea exemplului de la ceilalți telespectatori și prin ceea ce vă spunem noi. Și în general să urmăriți AgroTV, doamnă. Sigur că da, cu siguranță. Bine. Mulțumim pentru telefon. Mulțumesc mult de tot. Seară bună. Sănătate și mult succes. Bună. Sănătate, numai bine. Domnilor, avem un alt telespectator care vă adresează o întrebare pe pagina noastră de Facebook AgroTV-Agricultura la raport. Domnul Popa Eugen scrie așa: puteți să-mi spuneți ce măsură pot accesa pentru înființarea unui hectar de solarii pentru plante mici?
Exemplu, pătrunjel, leuștean, mărare, tâcă. Am vârsta de 20 de ani. Dacă ar fi să o luăm strict în litera ceea ce ne-a spus, în primul rând, solarul, de principiu, el nu este eligibil pe, la suprafața aceasta, pentru că ar trebui să meargă doar pe măsura 4.1, care este investiții în exploatații agricole, unde serele sunt eligibile. Dacă el ar deține ceva teren, deja are o exploatație agricolă, părinții lui ar avea o exploatație agricolă de o anumită suprafață, atunci ar putea să meargă pe 6.1 sau 6.3, depinde în funcție de ce au părinții sau ce ar putea să preia. Și atunci, prin acela, adică dacă se încadrează în cei 15.000 sau 40.000 de euro, ar putea să-și facă, mă rog, un hectar sau o anumită suprafață din ceea ce vrea să facă. Dacă nu, există doar o singură măsură, adică investiții în exploatații agricole, 4.1, cu finanțare și cofinanțare. Poate pornește de la 50% până la 90%. Este destul de vag. Sau poți să o ia în trepte. Pentru că au mai fost tineri care s-au gândit la partea de solarii, are vârsta, la ajută. Să nu înceapă cu un hectar, să înceapă cu 500 de metri pătrați, pe care poate să și facă până la urmă din banii lui, poate să crească. Probabil că oricum, indiferent de ce și cum, este destul de probabil ca anul viitor să fie cam ultimul an de fonduri europene. Așadar, ar trebui să se pregătească pentru 2021. Bun, haideți să vedem ce întrebări au telespectatorii noștri pe mai departe. La telefon îl avem pe domnul Ion din județul Bihor. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, domnul Ion. Am și o întrebare la invitație dumneavoastră. Dețin 4 vaci. Da. Un taur. Da. 2 cai. 2 hectare 20 teren arabil. Da. Și 2 hectare 20 am teren în acomodare. Teren vreau cum? Vreau să știu dacă m-aș putea încadra la acest domnul Ion, proiect. Ne scuzați un pic, n-am înțeles. 2 hectare 20 pășune? 2 hectare 20 de ce? Arabil. Arabil? Da. Da, da, și am în acomodare 2 hectare 20. Acomodare? Da, da. Poate pe programul de inverzire, ceva. Termenul de acomodare nu... Nu. Nu este uzitat. La ce vă referiți? Ce înseamnă pentru dumneavoastră acomodare? Da, am făcut un act și la primărie că l-am luat de la socrul meu în acomodare. Cum în acomodare? Poate arenda. Încomodat. Comodat? Încomodat? Comodat, da, da, da. Ah, comodat, okay, da. Comodatul este un contract de închiriere cu titlu gratuit. Da, 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 da. Da. Ok. Ce vârstă aveți? 49 de ani. Da, am băiat, aș putea face. Păi da. Deci dacă ar fi pentru băiat, vă apropiați pentru 12.000 de ESO-uri. O să ne spună Mihai imediat. Ați putea face pe numele băiatului, pentru că ar putea beneficia de acei 40.000 de euro, 100% nerambursabil, dacă și ar putea să se dezvolte. Dacă ar fi să vorbim, discutăm de 8.900 de ESO-uri numai din partea de animal. Acum depinde de arabil. Dacă ar fi să... Pe o medie de 500, da, să spunem... Și suntem și zona defavorizată. Suntem și zona defavorizată. Asta este în regulă. Deci, se încadrează băiatul, dar faceți pe numele lui. Da? Să fie un tânăr până în 40 de ani. Da, 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 da. Da? Se începe ușor. Mai pune actele anul ăsta? Nu. Anul ăsta nu se mai face depunere pentru tânărul fermier. Pentru la anul. Dar trebuie să-i... 10.000 de ESO-uri. Auziți, aveți 10.000 de ESO-uri. V-ar mai trebui... Un cal. Ori un cal, ori două vaci. Sau
sau să pun ceva legume pe teren arabil. Sau așa. Da. Uitați, un telespectator care a urmărit emisiunea și a învățat. Dacă aveți o zonă, puteți să mergeți. Da. Cartoful, uitați, cartoful are o soare, o, dacă aveți, cartoful are o dimensiune de economică foarte frumoasă. Cartoful aș putea pune. Dacă aș pune un hectar de cartof, m-aș încadra? Cu plante de cartofi, stați, vă fac un calcul acum. Cred că un hectar jumate, așa, spre două, la cartofi. Sau puteți să puneți un hectar cu cartofi, încă un hectar cu porumb zaharat, că să știți, porumbul zaharat, dacă nu-l puneți într-o dimensiune foarte mare, el poate constitui un venit bun. Pe un hectar altfel îl dimensionezi, îl ambalezi, îl poți valorifica. Dacă te duci la câteva hectare, e clar că îl pui pe... Dacă aș pune 50 de ari de varză... Și așa. Și așa, dacă vă permite acolo... un hectar de cartofi și 50 de ari de varză. Este foarte bine. Puteți să faceți jocul ăsta, pentru că... Nu. Deci dacă ați merge pe un hectar și jumătate la o medie de 500 de souri arabil și cu un hectar de cartofi, ați fi la 12.600 de souri. Dacă vreți să mergeți și pe 5.000 de metri pătrați de varză, cu siguranță nu ați avea nicio problemă și chiar nu ați fi la limită cu un astfel de joc. Da. Mulțumesc foarte mult. Cu multă plăcere. Mulțumim și noi pentru telefon. Seară bună și mult succes. Domnilor, o altă întrebare este venită din partea domnului Cristian Andrei Răducan. Dumnealui ne spune așa. Am un dosar pentru măsura 6.1 depus la începutul lunii iulie de către consultantul meu și nu am fost contactat pentru a veni în inspecție să măsoare locul. Ar mai putea să vină și acum? Consultantul mi-a spus că sunt eligibil cu suprafața terenului și cu punctajul. Ce îi răspundeți domnului Răducan? Da, îi dăm o veste care, mă rog, este un pic așa la limită a bucuriei. În primul rând că... Adică să nu se bucure prea tare. Să nu se bucure prea tare. Proiectele depuse pe luna iulie încă sunt în evaluare, odată, doi la mână. Dacă ar fi la început și ar avea un punctaj semnificativ, adică spun eu sărit de 65 de puncte, atunci ar putea să se bucure. Pentru că bani pentru luna lui iulie nu mai sunt decât 20% din suma alocată. Iar pentru acești 20% din suma alocată, în primul rând se iau proiectele cu cel mai mare punctaj din luna aceea în ordine descrescătoare. Pentru că s-au depus foarte multe proiecte pe lunile precedente, iunie și mai. Și din cauza asta au rămas decât maxim 20%, care procedura le îi obligă să realoce și pentru ultima lună de depunere un maxim de 20%. Un alt telespectator este pe fir din Baia Mare, domnul Cristian. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună da, domnul seara. Cristian! Da, vă ascultăm! V-am spus bună seara! Domnul am un respect față de toți care sunteți în platoul televiziunii. Mulțumim. Dar vreau să vă spui, de 2 ani de zile, cer să fac cu un fond european pe fiica mea și de la noi, de la Baia Mare, singurul producător. Alo? Singurul producător, da, vă aud. Singurul producător din comună, din satul respectiv, comuna Recea. Și uitați că nu pot să-mi fac niciun fond european. Nu știu din ce cauză. Dar de ce nu puteți? Unde v-ați încurcat? Domnul, am 8 solari. 8 solari? Da, vă aud. Da. Am 8 solari. Da. Ce și am vrut să fac pe fiică mea. Și de primăria de care aparțin nu vrea să-mi dea drumă. Dumneavoastră vă dați seama că eu de anul trecut funcționez fără. Deci funcționez fără certificat de producător, să-mi vând marfa. Marfa să-mi vând, domnule. Păi stați un pic. Partea de certificat de producător, ei sunt obligați să vi-l dea, atât timp cât produceți și aveți toate documentele. Adică terenul este proprietatea dumneavoastră sau îl aveți în arendă, bănuiesc? Dar bun înțeles că e proprietatea mea din moment de față și eu plătesc impozit de 25 de ani pe el. Solariile le-ați înregistrat la ei, la Registrul Agricol? Bun înțeles. Bun. Și în APIA?
Atunci, atunci pentru ce vă refuză emiterea certificatului de producător, carnetului de producător? Domnule, la mine e o mare problemă. Care e problema? Da, domnule, am înregistrat, și la APEA, total, Dumnezeu. Bun. Care e problema? Nu știu, asta e, că e o problemă, nu știu. Nu, dar să știți că eliberarea carnetului de producător nu are niciun fel de legătură cu ceea ce înseamnă fondurile europene. Adică dacă ar fi să discutăm pe, cum a spus pe fata dumneavoastră, înseamnă... Mă scuzați că vă întrerup. Vă rog. Auziți bine ce vă spun eu acum. Au fost calamitățile alea. 5 solari mi s-au distrus în totalitate. Așa, nu a venit comisia la dumneavoastră să constate ce s-a întâmplat? Nu, domnule, nu. Ne-am făcut hârtie total, Dumnezeu. Deci, pentru mine, la 5 solare, deci standard european făcute... Ce suprafață deci, însumau cele 5 solare, stimate domn? În jur de... Pe alea 5 solare am 20 de are și pe altele am 13 are. Are solarii de câte 500 de metri pătrați. Am. Solarul e de 500 de metri pătrați. Da, domnule, da. Da. 4.000 de metri pătrați, frumos. Alea 5 solare le-am pe suprafață de 20 de are de teren. Bun, haideți să concluzionăm. Ce întrebare aveți către invitații mei? Întrebarea cu televizorul cu două fețe. Asta vreau să vă spun. Televizorul cu... Eu vă urmăresc emisiunile... Vă apreciez la televizorul cu două fețe. Pe când ajungem, unii trebuie de ajuns, suntem respinși total. Păi stați puțin, că asta nu e vina noastră. Oamenii de aici vă explică care sunt pașii pe care trebuie să-i urmați, ce trebuie să faceți. Dacă lucrurile se împotmolesc mai departe, asta nu e din vina dânșilor. Nu, domnule. Trebuie clar, nu 1000 de hârtii. Deci una și bună, nu 1000 de hârtii, una și bună. Dumneavoastră vă plângeți din cauza birocrației. Birocrația reprezintă un impediment. Ați văzut? Păi da, dar e la dumneavoastră local acolo. Că ne așteptăm de cele mai multe ori să fie aici, la centru. Dar observ... Domnilor, eu în situația asta, să vă spun un singur lucru. Eu am fata, am vrut să fac pe fiica mea. Așa. Am vrut să fac, eu în situația asta, unii pot să mă mai duc? Înapoi în Italia? Nu, pentru că asta nu e o soluție, să mergem în Italia, în alte țări, pentru că... Domnule, eu am muncit 8 ani și jumătate în Stimate Italia. Domn, trebuie să luăm o scurtă pauză comercială. Ne reauzim după câteva minute de publicitate. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă deranjează telefonul meu. Nu ne deranjează, v-am spus că ne reauzim după o scurtă pauză de publicitate, da? Mulțumesc!